toți DJ-ii ăștia de pe planetă care n-au nicio treabă. Aram Zamzam e ceva de speriat, DJ-ul ăsta, este ceva senzațional. Ce să vă zic, DJ-ul a fost sub orice critică. Te bucur de ce-ți oferă viața, îți place, îți place Viața cu Verdini! Ești pregătit? Pentru parte? Sunt pregătit, da, Felix să fie pregătit. Tocmai s-au stricat boxele fix aici la noi. Și da, s-au mai stricat și mai devreme, dar nu mă așteptam să se mai strice și la noi. Dar nu știu de ce. Bine, cablurile astea sunt destul de bine înnătite, lipite stil București, așa, stil România, stil hustling. Spectacolul de aici, da? Și apoi coborâm și noi. De aici te vom mai bine că suntem mult mai aproape de ele, nu? Exact, uite, mai pregătește ceva, văd că scoate ceva de acolo din plumb. Da, artificiile. Nu știu dacă artificii sau tot. Cred că artificii sunt. Artificii sunt, le-am văzut eu. Le-ai văzut tu? Da, că sunt. Uite, cred că le pune, ai văzut că acolo pe plajă erau niște... Da. Uite, portul ăla. Pentru umbrele. Da? Am putea, da. Mai zi-mi o dată. Am venit pe plajă noaptea. Vrei să dormi aici la noapte? Nu. Everybody's looking for something. Some of them want to be abused. Yeah. Sweet dreams are made of these. You and I are. Nu pot, că n-avem pietră din alea. Deci sunt și valuri. Uite să vă jucați cu ele! disagree. I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody is looking for something. Tocmai zicea aseară un DJ, mi-a salvat viața, Last night a DJ saved my life, zicea cățelul ăsta. Da, să fac o poză, da, hai să-ți fac o poză. Cu telefonul? Da. Mi-mi place băiatul. Bine. Distrat foarte tare la Petra. Da, a fost super! Ibiza... No, no. Veniți în Grecia. Da. Eu n-am înțeles niciodată DJ-ii care pun muzică la mișto. Adică, ideea nu e să te dai tu mare că știi să schimbi piesele. Ideea e să te pui în pielea omului. Dansează sau nu dansează? Dacă îți bagi joc de ritmul omului, mai degeaba poți tu să pui muzică în toate felurile. Trebuie să pui muzică pentru oameni, să danseze, nu să le faci harcea-parcea și să nu înțeleagă nimeni nimic. E simplu, muzica se pune pentru creier, trebuie să ai un început, un mijloc și un climax, un final. E basic. Ce se întâmplă cu toți DJ-ii ăștia de pe planetă care n-au nicio treabă? Învață doar să schimbe piesele. Aram Zamzam. E ceva de speriat DJ-ul ăsta, este ceva senzațional. De la 40 de ani cred că mă fac DJ. Voiam să mă pensionez, să mă retrag la țară, dar nu, o să mă fac DJ și o să-mi deschid un club cu roulețul meu, Robert Toma. lucrat pe această barcă împreună cu familia mea la o petrecere care inițial se anunța a fi decentă, normală și firească și care s-a terminat cu muzică balcanică mixată într-un mod oribil, dar doar muzică balcanică. Dacă mergeam cu barca noastră, cred că era muzică mai bună. Cu barca noastră, cu Macedonia Palace. Am înțeles, da. Ideea e că pe barca pe care am fost noi inițial în vacanță nu s-au strâns suficienți oameni ca să se mai organizeze petrecerea și am fost mutați pe barca de lângă, care îmi pare mai chicioasă, Epitanisos, nu? Sau Epitanisos, ceva de genul. Este mai veche și mai chicioasă și ce să vă zic, DJ-ul a fost sub orice critică, dar să-i da Dumnezeu sănătate, să fie fericit. Dacă el reușește să facă oamenii să danseze, e treaba lui, dar vă zic, oamenii aceia se prefac pentru că ei au plecat dacă să se distreze și n-au de când să lase o muzică nasoală să le strice petrecerea, așa că se distrează pe ce e și poate că într-un fel e mai smart, mă, din partea unui DJ. Pui muzică proastă și omul are nevoie să bea mai mult ca să se simtă bine. Și atunci, cu cât DJ-ul e mai slab, cu atât îi faci încasări mai mari. Poate fi și asta, nu? E posibil. E posibil, da, e posibil. Deci DJ, puteți să fiți sub orice critică, e ok, faceți mai mulți bani dacă o gândiți așa. Și noi ne pregătisem pentru white party pe barca noastră, și am ajuns pe altă barcă. E, nu mai contează, în sfârșit ajungem înapoi această petrecere. Nu puteam să renunțăm la petrecerea asta pentru că Ava și Felix au dormit la prânz special pentru petrecere. Da, deci Felix s-a trezit de dimineață la 7, primul lucru, tati, haide să mergem că pierdem petrecerea de pe barcă. Așa a fost.